România și acum are încă impact asupra oamenilor și mulțumesc lui Dumnezeu pentru Alfa și Omega, pentru televiziunea Alfa și Omega, prin care am avut o colaborare deosebită și mulți tineri au fost atingi din lumea laică. Chiar am avut pe cineva din Târgu Mureș care făcea educație cu copiii și mi-a cerut permisiunea dacă poate să cânte doar, nu se cânte cântarea. Și să învețe pe copii. Erau între vârsta de 9-14 ani și trebuia să sune, să susțină un recital. Și asta înseamnă că Dumnezeu lucrează prin această cântare. Foarte bine a venit colaborarea cu Alfa și Omega Revin și la faptul că am îmbunătățit acest videoclip și prin acele imagini, plus că a fost promovată într-un spirit de rugăciune. Asta e foarte, foarte important. Foarte, foarte important. La înregistrare am fost la Muzeul Revoluției și chiar nu aveam lumină, a trebuit să nu lumini, era un frig, era făcut în primăvară și a trebuit să stea cineva cu un băț la lumină, să fie o lumină, mi-amintesc. Trecând anii, sunt 14 ani, cu aproximație, am văzut încă că după ce Dumnezeu a dat libertate țării noastre de exprimare, de a se întoarce la Dumnezeu, a cunoaște, noi am luat-o din păcate, peste 80%, dacă nu greșesc, că am luat-o contrar lui Dumnezeu. Și am făcut acum o cântare, România încă nu-i târziu, încă este vremea, încă te mai cheamă Dumnezeu. E legată într-un fel de prima cântare. Și nu am făcut-o cu scopul de a atrage aplauze. Și chiar să fie o continuitate cu prima cântare. Eu cred că aceste cântări Dumnezeu le va folosi în continuare. Chiar mulți oameni ne-au scris și au spus că au fost atinși de această cântare și au plâns, chiar au plâns. Schimbat prea mult. L-am scos pe Dumnezeu din familii și școli. Ne-am crezut înțelepți și am ajuns în nevoie. Oh,
Atâția ani peste noi au trecut și țara noastră nu s-a schimbat prea mult. Fără de Dumnezeu ne afundăm în noroi. Fără de Dumnezeu suntem orbi, sărați și goi, sărați și goi. Sărați și goi. Să te ridici, România, încă nu-i târziu. Ridicul focul vii, să ne rugăm, numele Iisus, numele peste noi să ne chemăm. Ridicul focul vii, să ne rugăm, numele Iisus, peste noi să ne chemăm. România, acum e timpul tău, România, poți să te ridici, România, încă nu-i târziu, România, te cheamă Dumnezeu, România, acum e timpul tău, România. Suntem din nou în studio, dar vorbeam la început emisiuni despre o fereastră de har și despre o fereastră de timp în același timp, pentru ca România să intre într-o nouă fază, într-un nou sezon, și am fost și eu surprins ascultând acest al doilea cântec, Alin Gârlea, compus în acest an, despre faptul că România are nevoie de Dumnezeu și încă nu e timpul pierdut. Și de aici, din acest punct de vreau să începem discuția noastră în această a doua parte a emisiunii, pentru că avem alături de noi doi invitați speciali, fratele Victor Oțet, slujitor al Domnului în Asociația Ortodoxă Oastea Domnului. Însu slujește în mai multe județe, în nordul țării, Maramureș, Salaș, și l-am însoțit și în alte zone, în Bucovina. Și pe prietenul emisiunilor noastre, fratele Claudiu Lepădat. Mulțumesc, Claudiu, că ai acceptat să fie alături de noi în această emisiune. Mulțumesc pentru invitația. Ați urmărit mai bine de o oră în regie prima parte a discuției noastre și, înainte de a începe să discutăm puțin despre momentul acesta, decembrie 2014, semnificație spirituală, cu ce gânduri, cu ce gânduri ne-ați urmărit și ați auzit poate pentru prima dată niște puncte care Dumnezeu ne-a pus pe inimă? Din punctul meu de vedere, tot ceea ce ați spus în timpul care a trecut este absolut real. Modul în care ați sintetizat lucrurile și le-ați pus pe tapet este foarte clar. Un lucru pe care l-am putut observa și l-am putut extrage din tot ceea ce am văzut și am auzit, este că Dumnezeu are har pentru România, Dumnezeu se mișcă în România și oamenii care doresc să-L vadă și să umble cu El pot să facă lucrul acesta. Și este absolut deosebit să poți să te uiți acum, în 2014,
și să te duci 25 de ani în urmă și să faci o comparație extraordinară între cele două realități. Este absolut superb și este o binecuvântare și o favoare pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui individ, fiecărei familii și neamului nostru românesc. Interesant, deja ai marcat o primă dimensiune a discuției noastre, acei 25 de ani, pentru că decembrie 2014, vis-a-vis de decembrie 89, e un timp, un sezon de 25 de ani. O să vorbim și despre alte ferese de timp. Frate Victor, ce poți să spui despre acești 25 de ani? Poate o să menționați amândoi niște lucruri care s-au petrecut în viața voastră înainte de... Mă gândesc mai întâi cu cât curaj acei tineri, acei oameni de aici, din Timișoara, au murit, au ieșit în față pentru libertatea noastră. Și am un adânc respect pentru ei, pentru familiile lor și pentru faptul că noi acum putem să fim aici, să vorbim liber despre Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să îi binecuvânteze pe cei rămași din familiile lor și să înțeleagă și să înțelegem cu toții că dacă suntem acum aici și vorbim liber despre Dumnezeu, este că s-a plătit o jertfă, s-a plătit un sacrificiu uriaș. Și cred că de aceea Dumnezeu a binecuvântat și va binecuvânta țara noastră, pentru că noi suntem acum ca fundament pe sângele martirilor noștri. Și trebuie să profităm de faptul că ori de unde, oricând, putem să vorbim atât de deschis și atât de liber în țara noastră despre Dumnezeu. Într-un fel se vorbește mult și în presa seculară despre cei 25 de ani. Noi să avem o percepție a faptului că acum 25 de ani a început procesul eliberării de comuniști și aș îndrăzni să cred că acum în acest an, printr-un complex de împrejurări social-politice, acest proces, spuneau și unii de la televiziunile la care mă uit eu uneori de știri, ca și cum s-ar încheia un acest proces, dar aș îndrăzni să extind puțin acest arc de timp, pentru că nu, acest ultim 25 de ani a fost un proces, n-a fost un moment. Mulți spuneau, da, am ieșit din comunism în noiembrie, în decembrie 89, dar este un proces până când Egiptul a ieșit din noi și cred că pe sfârșit acest proces. Cred că această lipire a noastră de zona comunistă, această aliniere a noastră pe un traseu greșit a început în urmă cu aproape cu 70 de ani. Poate poți să spui despre aceasta, pentru că Dumnezeu ne-a dat câteva înțelegeri a lucrurilor. În anul acesta, în luna august, am realizat că sunt 70 de ani de când România și-a deschis porțile pentru comunism. Asta apropo de 23 august 1944, când România a întors armele împotriva frontului de vest și s-a alipit la răsărit. Și am realizat că în acest august s-au împlinit cei 70 de ani și l-am căutat pe Domnul și acel model al izbăvirii care a venit pentru poporul captiv, în captivitate babiloniană, când în cartea Daniel este scris că Daniel a citit din cărți că după 70 de ani urma izbăvirea poporului, a fost cuvânt, promisiune din partea lui Dumnezeu. Am înțeles că este un ciclu de 70 de ani de captivitate care se poate încheia și pentru noi. Și prin rețeaua de rugăciune am încurajat pe cei care se roagă să fie luna septembrie o lună a pocăințe, pentru că la aceasta a îndemnat și Daniel, să fie o vreme de pocăință. Daniel, când a realizat promisiunea lui Dumnezeu, a zis, ok, nu ieșim automat din captivitate dacă noi nu ne smerim, dacă noi nu ne întoarcem de la căile noastre rele, dacă nu aplicăm ce scrie în 2 Cronici 7:14. Și pe înțelegerea aceasta a fost perioada aceasta din august până acum oarecum de pregătire de a ne întoarce la căile noastre rele ca națiune și de a cere de la Domnul izbăvire. Să trimit, să ridice Dumnezeu izbăvitorii în națiunea noastră. Și unul a... O formă de izbăvire, poate, și orientarea noastră. Da. Lucrurile care s-au întâmplat în România în luna noiembrie.
Deci așa am perceput lucrurile acestea și este practic un ciclu acestei izbăviri care se încheie acum și în luna decembrie la emisiunea Puterea Rugăciunii Domnul mi-a pus un lucru să fac în acord cu cei care au urmărit această emisiune pentru că în platou a fost singură și în platou fiind am primit această încredințare că trebuie să fac acest lucru împreună cu cei care au urmărit emisiunea. A zis, Doamne, te rog să ne ierți pe toți românii că am ucis pe liderul României de la vremea aceea, în 25 decembrie, de ziua ta, a fost ca o umbră care s-a aruncat peste nația română prin acea crimă, pentru că Dumnezeu este cel care judecă și nu oamenii așa în mod fragil. Și asta a fost un moment pe care cred că Dumnezeu l-a inspirat ca să fie făcut la începutul lui decembrie. Vreau să mai rămânem în acest timp legat de 89 și știu că amândoi, chiar fără să vă cunoașteți, v-ați cunoscut în urmă cu 2 ore când v-am făcut cunoștință în anticamerele studioului nostru. Erați mai tineri atunci? Un pic mai tineri, da? Și, dar erați și atunci oameni ai rugăciunii și care credeați într-un destin al României, într-o schimbare de macaz a României în decembrie 89. Poate ne-ați putea spune fiecare cum a trăit acele momente sau momentele care au precedat decembrie 89. Claudiu, cât în câteva cuvinte. Sau fratele, invitatul nostru. Na. Mulțumesc. Pe 1 ianuarie 1989, în seara de anul nou, deci la miezul nopții, eram la o rugăciune cu mai mulți frați din Oastea Domnului în Chendrea, județul Sălaj. Și acolo a venit un cuvânt din partea Domnului. Cuvânt profetic. Da, eram pe genunchi cu toții. Și acolo Domnul spunea, acesta este ultimul an de comunism în țara voastră. Va fi vărsat sânge în foarte multe orașe din țara voastră. Voi să vă rugați pentru sfârșitul anului. Pentru că la sfârșitul acestui an, cei doi liderii voștri, vor fi uciși, prinși și uciși. Pe 20 decembrie 89 eram din nou la o rugăciune. Deja muriseră oameni la Timișoara, revoltă în toată țara. Am fost din nou tot în satul respectiv, în Chendrea, cu aceiași oameni la rugăciune. Post, a fost niște zile de post și rugăciune. Și din nou a venit cuvânt din partea Domnului și a spus așa. Peste 2 zile vor fi prinși cei doi, vor fi ținuți captivi 3 zile și după 3 zile vor fi uciși, vor fi omorâți. Deci, cred că Dumnezeu, nu cred într-un Dumnezeu care vrea să se întâmple așa ceva, cum spuneați dumneavoastră. Dar conștiințează și știe toate lucrurile. Da, el știe toate lucrurile. Și așa a fost. Și de atunci nu ne-am revenit încă ca și nație, pentru că prea mult și prea adânc a fost amprenta aceasta a comunismului, a necredinței, zidită în noi, în ființele noastre, ca nație, ca popor. De mici am crescut așa cu toții. Ei, acum cred ce ați spus dumneavoastră, sora Mirela, cred că este de la Dumnezeu inspirația aceasta, că e suficient pentru poporul român, lipirea noastră de negura aceasta comunistă, comunismului. Și cred că deja se văd zorii unei noi dimineți, unei noi zile. Un lucru este evident, pe care îl găsim scris în Scriptura și pe care îl vedem foarte des în istorie. În momentul în care Dumnezeu vrea să miște lucrurile, întotdeauna Dumnezeu vorbește înainte. Nu face nimic fără să-și informeze copiii lui. 100%. De aceea Biblia vorbește foarte clar despre lucrurile acestea. Și oamenii care cunosc vremurile și înțeleg că Dumnezeu este Dumnezeul istoriei, Dumnezeu comunică foarte clar cu copiii lui. Pentru mine este absolut specială această experiență, este absolut specială pentru că aceasta n-a fost unică. În multe alte locuri în țara aceasta, Dumnezeu a vorbit. Am fost parte la o mișcare de rugăciune și post pentru căderea comunismului. Și ani de zile am postit
și ne-am rugat. Respectiv, eu 5 ani aveam în credință în momentul în care a venit Revoluția. Dar am fost atât de puternic prins de lucrul acesta, încât eram convins cu certitudine că aceste lucruri să se întâmple. Una din experiențele foarte dure pe care le-am avut în postul de 30 de zile legat de căderea comunismului în noiembrie 1989 a fost că într-o dimineață, când ieșeam din casa aceea unde ne întâlneam la rugăciune, pur și simplu dintr-o dată am văzut deasupra orașului Timișoara un nor negru foarte puternic și am văzut și am simțit atât în duh cât și în trup fizic o presiune demonică. Și atunci am realizat cât de puternică era lupta spirituală, Efeseni 6. Lucrul acesta n-a făcut decât să ne determine să continuăm să ne rugăm și să credem că Dumnezeu va frânge puterea întunericului. Și cred că niciun om normal la cap nu are vreo altă părere, de fapt, decât aceea normal care ar trebui să existe, că comunismul este de origine demonică. Dacă te duci în urmă și cauți rădăcinile lor, Marx și Engels, aceștia până la urmă, în cele din urmă, au fost închinători voiți ai satanei, declarați cu scopul de a crea în lume contextul în așa fel încât diavolul să fie glorificat și lumea să fie aruncată în iad. Deci oamenii care sunt sinceri cu ei și care au cercetat acest fenomen rușinos care a cuprins parte mare din pământ, nu vor putea ajunge decât la această concluzie simplă. Pentru că acesta este rădăcina comunismului. Știind lucrurile acestea în duhul nostru, rugându-ne, căutându-L pe Dumnezeu, m-am bucurat personal eu să fiu parte la un asemenea moment istoric. Ne-am rugat, am postit ani de zile, ultimele luni de zile au fost luni de presiune puternică în care lupta spirituală, rugăciunea, postul a mii și mii și zeci de mii de oameni din țara aceasta au fost foarte puternice și foarte intense. Apoi personal am fost parte la Revoluție, am fost pe vremea ce eram într-o biserică baptistă, Betel, la Podul de Lanțuri, la pastorul Teuche și împreună cu grupul de misiune am ieșit pe stradă. Am fost parte la tot ce s-a întâmplat acolo, a fost absolut unic și repetabil. Gloria este a lui Dumnezeu, partea noastră de oameni a trebuit să ne facem în cele două dimensiuni, dimensiunea spirituală unde trebuia ruptă puterea întunericului și apoi ieșirea în stradă. În care au ieșit mulțimile acelea. Mi-aduc aminte. Vai, am fost parte cu tot ce eram eu. Aveam 21 de ani jumate. Nu sunt cuvinte. Da, interesant, în fond, o idee a fost clară, sau două. Dumnezeu a științat în foarte multe grupuri, chiar și într-o zonă ortodoxă, poate zonele evanghelice pe care le frecventez, Claudiu, poate mai puțin crede lumea că Dumnezeu vorbește și în adunări de rugăciune ale fraților ortodoxi. Dar arată că Dumnezeu ne arată acest lucru. Cred că a venit timpul să ne schimbăm, să ne reformăm din toate punctele de vedere. Toate aceste granițe dintre denominații trebuie să cadă. Pentru că în timp ce eram în studio și vă urmăream, am avut o părtășie deosebită și ne întrebam unul pe altul. De ce le este greu oamenilor să înțeleagă că toți credincioși, egal cu confesiune, ne rugăm Tatălui în numele Fiului cu ajutorul Duhului Sfânt și că viața noastră și baza, motivul pentru care noi trebuie să trăim este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, Mântuitorul nostru într-un mod personal, El este calea, adevărul și viața, El este învierea și viața și nu mai este nimeni altcineva. Și ce nu înțelegem din toată chestia asta? Pe când pentru noi ne-am văzut de două ore și am realizat, stai un pic, noi avem fundamentul complet. Care e problema? Trebuie să ne schimbăm mintea, domnule. E timpul ca preoții, pastorii, egal că sunt baptiști, penticostali, ortodoxi, catolici, greco-catolici, independenți ca mine, domnule, trebuie să ne schimbăm. Noi trebuie să avem în noi împărăția și noi trebuie să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Că sunt biserici care nu conțin împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ierte. Ăsta este marele adevăr. Pentru că noi trebuie să înțelegem că nu biserica noastră îl conține pe Dumnezeu și împărăția lui. Nu, noi trebuie să fim parte în ea. Iar ea trebuie să fie reală în noi. Nu cu vorbă, ci în duc și în adevăr, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă se prezintă voastră aici, e o reflectare a
ce ne-a pus Domnul pe inima noastră să încurajăm o deschidere interconfesională și cred că în primul de pe urmă, așa cum spuneam și în punctele care le-am arătat, barierele acestea vor fi tot mai date la o parte și Dumnezeu va lucra cu putere și aș vrea să întreb pe fratele Victor, care vine mai greu de la Baia Mare încoace și noi primim tot mai multe telefoane, reacții din partea unei audiențe de factură ortodoxă. Și ce remarcăm noi cu surpriză, care avem o formație evanghelică, este o tot mai mare foame, dorință, deschidere în inima fraților ortodoxi sau celor cu educație sau cu formație ortodoxă pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și acest lucru este îmbucurător și cred că este un sezon nou care are și această conotație. Marea majoritate a populației României este motivată, provocată de Duhul Sfânt să caute mai mult, să afle. Cum simțiți, așa ca lider în Asociația Ortodoxă Oastea Domnului? Revin la ce spunea fratele Claudiu un pic, câteva secunde. Când ne rugăm, în rugăciunea Tatăl nostru, Iisus ne spune rugăciunea, când vă rugați, spuneți Tatăl nostru. Noi nu spunem în rugăciune Tatăl meu. Confirmăm prin aceasta, a spune Tatăl nostru că este Tatăl tuturor. Este al tuturor, are acces la el toată lumea, credincioșii, cei care urmează pe Iisus ca mântuitor. În istorie, Dumnezeu se descoperă cu nume de care să se teamă națiunile, să se teamă popoarele, să le fie frică de numele Lui. Dar Iisus ne-l descoperă pe Dumnezeul Lui, ca Dumnezeu al nostru, pe Tatăl Lui ca Tatăl al nostru. Tatăl nostru, la înviere, Iisus spune Mariei Magdalena, du-te, spune fraților mei, că mă sui la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și Tatăl vostru. Prin aceasta, Dumnezeul Lui, al lui Iisus, Tatălui ne-l face Tatăl nostru. Prin aceasta ne-a făcut părtași împărăției Lui, slavei Lui, mântuirii Lui, familiei Lui. Noi nu slujim un sistem politic sau religios, slujim împărăția lui Dumnezeu, unde prin har ne-a acceptat, unde prin jertfă, nu avem niciun merit niciunul dintre noi, că suntem în seara aceasta aici, totul este harul Lui și bunătatea Lui. Și bunătatea Lui, slăvit să-i fie numele Lui. Ei, vorbind despre unitate, clar spune cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune clar, Dumnezeu a dat întâi în biserica Lui, a lui Iisus Hristos, care El e capul din tot trupul acesta, care se cheamă biserică, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit apostoli, proroci, învățători, evangheliști. Pentru ce, zice Apostolul Pavel, Efeseni 4, pentru desăvârșirea sfinților, având în vedere lucrarea de slujire pentru trupul lui Hristos. Și zice, până când, zice, o întrebare acolo, până vom ajunge toți la unirea credinței, la statura plinătății lui Hristos. Biblia noastră ortodoxă spune la statura bărbatului desăvârșit, la statura desăvârșirii, a omului desăvârșit, care înțelege că Claudiu și Victor și Tudor și Mirela și toți noi din lumea aceasta care îi spunem lui Iisus Tată și Mântuitor, suntem din familia lui Dumnezeu. Amin. Putem să înțelegem lucrurile acestea sau putem să fim orbi să nu le înțelegem? Putem să lucrăm pentru propriile noastre denominațiuni sau, știu eu, culte, dar să nu slujim împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu este pace, este liniște, este binecuvântare, nu este haos. Ai Lui, în trupul Lui, lucrează împreună, colaborează împreună, desăvârșesc lucrarea lui Iisus Hristos de mântuire pe pământ împreună. Și ce dacă suntem noi ortodoxi și ne rugăm în felul în care vă rugați și dumneavoastră cei neoprotestanții? E o problemă aceasta? Nu, e o binecuvântare, e un har, e o minune, frate Tudor și sora mea, să vezi oameni flămânzi după Dumnezeu în biserica ortodoxă sau greco-catolică. Revin în zona noastră, în Maramureș, unde sunt cele două biserici mari. Da, e o foame și mă bucur că e o foame și mă bucur că Dumnezeu ne folosește Oastea Domnului, pe frații din Oastea Domnului, care suntem voluntari. Nu suntem plătiți să facem misiunea aceasta, o facem cu pasiune, din dragoste, din dragoste că te-ai întâlnit într-o zi cu Hristos, că inima ta bate pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru a aduce pe oameni să cunoască singura cale prin care pot să se mântuiască, singura cale prin care poate țara aceasta să se elibereze de un trecut
ca și trecutul țării noastre, este Evanghelia lui Iisus Hristos. Și închei, Apostolul Pavel spune, dacă Evanghelia aceasta este acoperită pentru cineva, este acoperită pentru aceea căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind Evanghelia, lumina Evangheliei lui Hristos. Și asta e lupta diavolului, frate Claudiu și fraților, ca să orbească pe om, să-i ducă în doctrine și în învățături care n-au nimic a face cu mântuirea și cu ceea ce înseamnă unitate și colaborare a lui Hristos, a lui Hristos. Întotdeauna vor înțelege că ei lucrează prin har pentru unitate, pentru prosperitatea. Cum vă imaginați că o țară cu 90 și ceva la sută, aproape 100% de creștini, suntem pe ultimul loc în lume? Cum? De ce? Pentru că nu ne unim, pentru că nu ne respectăm, pentru că nu vrem să ne înțelegem unii cu alții. Avem o altă, predicăm de la învoane o altă evanghelie? Nu. Nu. De ce atunci ne dezbină? Ce ne dezbină pe noi? Ce ne dezbină? Nu știu ce ne dezbină. Interesant, de prima dată avem experiența aceasta în studio, într-o emisiune în direct, când un frate din zona ortodoxă ne vorbește despre unitatea creștină și cu atâta patos încât nu știm ce întrebare să îi mai punem. Vis-a-vis de unitatea creștină, ce cred că va fi un element cheie pentru viitorul nostru este exact acest lucru, unitatea. Pentru că spuneam că am intrat într-o fereastră de har, de oportunitate pe care Dumnezeu a deschis-o peste națiunea română. Ori ca să putem să o fructificăm la maxim, să nu pierdem nimic din ce Dumnezeu vrea să ne dea, e nevoie de unitate. Și faptul că ați pledat așa de puternic pentru unitate este de fapt strigătul lui Dumnezeu pentru România. Uniți-vă acum! Este vremea să vă uniți, să strângeți rândurile. La asta ne cheamă Dumnezeu pe noi. Vă mai spun ceva și eu, poate o să vă supărați pe mine. Dar sper să nu vă supărați. Dumneavoastră din mediul evanghelic, neoprotestant evanghelic, nu înțelegeți lucrarea pe care oastea Domnului o are în biserica și neamul nostru. Evacu parandeză, noi de la Alfa Mega înțelegem, altfel nu v-am fi invitat aici și promovăm. Acum știți cum bat un apropo la cei care... Primim, da. Da, cei care să nu credeți, nu v-aș critica eu acasă la dumneavoastră, Doamne ferește, că mă simt bine cu dumneavoastră. Urmărea o înregistrare cu mine undeva în zona Sălajului. Ceva, ți-ați înregistrat cu noi la Alfa Mega. Exact, și întâmplător, un frate de-al meu, de corp, era acolo, erau niște... prietenii de-ai lui dintr-o lucra la ceva acolo și cred că biserica pentecostală erau. Și zice, mă, îmi place de fratele ăsta cum vorbește, zice, foarte evanghelic, foarte frumos, dar îi mai lipsește un singur lucru, zice. Ce, zice fratele meu? Să se pocăiască, zice. Păi, cum îi lipsește să se pocăiască? Ei, revin. Da, îmi lipsește să mă pocăiesc, recunosc. Dar... nu, ei spuneau la faptul că trebuie să ies din biserica mediul ortodox și să merg într-un gol de evanghelie. Așa, nu înțeleg. Și am văzut foarte multe lucruri care, de exemplu, noi mergem, așa cum am spus, ne cheamă foarte mulți în multe sate, unde sunt pentru început, facem pentru început întâlniri în biserici ortodoxe, în special, și se întorc la Domnul. 1, 2, 3, 10. Ei, observăm că după o lună, două, trei, alții din mediul evanghelic merg la ei. Noi am lucrat pentru întoarcerea lor ani de zile. Și ei merg și într-o lună, două, trei, îi tulbură, îi frământă, îi iau de acolo. Unde îi iau, se termină totul, pentru că intervine și preotul pe bună dreptate și spune, mă, voi ne tulburați în loc să ați spus că ne ajutați și ne tulburați, ne învrăjbiți. Ei, unde rămân și nu avem probleme de genul respectiv, se înmulțesc oamenii, se întorc la Dumnezeu. Asta vă rog, îi rog eu pe cei care ne urmăresc din mediul evanghelic. De ani de zile, da, a fost perioada comunistă în care oastea Domnului a fost persecutată, bătută, ucisă, distrusă și și-au găsit refugiu în mediile neoprotestante, frații. Dar acum, la libertate, în libertate, dumneavoastră nu aveți accesul pe care îl avem noi. În zona ortodoxă, nu clasică, aveți, largă. Nu aveți, și România e o țară ortodoxă. Vreau să vă spun, sâmbătă trecută, îmi cer scuze, am fost la mănăstire la Rohia și am fost în chilia părintele Nicolae Steinhardt și un prieten meu de acolo care e stareț spunea, nu știu ce e cu țara asta. Zicea părintele de acolo, preotul,
E un blestem peste ea. Faceți ceva, să facem ceva, să ieșim din blestemul acesta. Ei, prin oastea Domnului, Dumnezeu poate să lucreze într-un mod extraordinar. Extraordinar. Ei, acum noi, eu, pe numele oastei Domnului, ca o provocare, da, să se roage pentru noi, să-i lase pe frați acolo unde i-o chema Dumnezeu, că mântuirea la lui, mântuirea o dă el, mântuirea o dă Hristos. Dacă eu vreau să rămân acolo, să-L slujesc acolo pe Dumnezeu, și vă spun, când văd sute și mii de oameni întorcându-se la Dumnezeu, când îi spuneam fratelui Claudiu, atâta pace și atâta liniște am pe drumul acesta, pe calea aceasta, de ce am eu nevoie, de ce avem noi nevoie acum, așa cum oastea Domnului, cum toată lumea, sunt seminarii, sunt simpozioane în care fratele Traian Dors, liderul oastei Domnului în ultimii ani, este, zic așa, aproape venerat. De ce? De ce acum nu se înțelege? Trebuie să se înțeleagă și lucrarea pe care oastea Domnului o are acum în țara noastră, în România. Nu pune Dumnezeu mărgăritare în gura porcilor. Nu pune mărgăritare. În omul acesta, și nu numai el, ci în mulți, a pus cele mai frumoase mărgăritare, ca de care se folosește o țară întreagă. O țară întreagă. Și acum, provocarea este aceasta. Să vă rugați, să ne rugăm pentru cei implicați în mediul ortodox. Pentru că acolo, de acolo, doar de acolo se poate face trezirea acestei țări. Din exterior, nu, doar cu rugăciune. Așa cum spunea fratele, s-a rugat, sau v-ați rugat, ne-am rugat, sistemul comunist a căzut. Vrem să spargă Dumnezeu forțele întunericului din țara aceasta și atâta de mult ocultism în țara noastră, atâta de multă idolatrie în țara aceasta, așa de multă, așa de multă. Chiar în bisericile noastre, satana își ia chip de înger, chip de înger își ia, nu? Ca să denatureze, să deformeze adevărul lui Hristos, adevărul lui Dumnezeu. Și închei, îmi cer scuze, părintele Iosif Trifa, preotul prin care Dumnezeu l-a folosit să trezească România, a spus așa, după 10 ani, colegii mei, zice, îmi spun să mă opresc, de ce nu mai vorbesc de datin, de obiceiuri? Și spunea dânsul așa, am vorbit până acum 10 ani de toate datinile și obiceiurile pe care le avem și sunt ale noastre, nu ne le-au luat și nu ne le ia nimeni. Dar de 10 ani, de când vestesc o evanghelie curată, văd oameni că se întorc la Dumnezeu, până acolo nimeni. De atunci se întorc oameni cu zecile, cu miile. Și cât timp voi mai trăi pe pământul acesta, nu voi face altceva decât să vestesc Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, prin care lumea se poate mântui. Să luăm ca provocare ce ne-a spus fratele Victor Oțel. Nu știam că asta ne va face. Poate că rugându-ne intens la Alfa Omega și în seara aceasta pentru trezirea națiunii române, să punem accent pe acest lucru, noi ca evanghelici. Toți, marea majoritatea populației noastre este ortodoxă și noi să ajutăm pe frații ortodoxi trăitori să-și exercite credința și să trăiască în sânul ortodoxiei valorile Împărăției lui Dumnezeu. Este, cred că, o provocare importantă pentru Biserica Domnului. Sunt felurite moduri și cred că trupul lui Hristos are multe mai multe fațete, așa cum de multe ori am spus lucrul acesta. Și, repet, este ok pentru națiunea noastră această unitate în Hristos la care Dumnezeu ne cheamă. Și aveți dreptate, trebuie să strângem rândurile împreună, toți cei care vestesc Evanghelia nealterată, fără nimic, deci Evanghelia curată, aceștia trebuie să strângă rândurile, pentru că doar prin puterea Duhului Sfânt Dumnezeu poate aduce trezirea. Vreau să mai dau ceva, în urmă cu niște ani de zile, chiar nouă, în rugăciunea noastră și vis-a-vis de Alfa Omega, am întrebat, Doamne, ce vrei să faci cu Alfa Omega? Da, vreau să mă lăsați ca instrument într-o lucrare mai mare, ca milioane de români să întoarcă la Dumnezeu. În fond, de unde vin aceste milioane de români și să întoarcă la Dumnezeu? Nu înseamnă că automat se vor lipi de Biserica Baptistă sau Pentecostală sau Evanghelică. Această întoarcere la Dumnezeu reală, sinceră, a inimii, probabil că va avea loc, dacă e așa să fie, să-L credem pe Dumnezeu, acestor milioane de români, va fi în sânul Bisericii Ortodoxe, care are nevoie de Dumnezeu, dincolo de datini, de tradiții, cum a spus fratele Victor, și să ne rugăm pentru aceasta, să luăm în serios, cei care înțeleg puterea rugăciunii, să luăm în serios această provocare pe sfârșitul acestui an 2014, că este parte din nou traseu pe care l-are Biserica Domnului din România. Claudiu. Ceea ce trebuie să realizăm, și asta este un subiect foarte tare pe care noi îl abordăm acum. Vreau să spun că te apreciez, dragul meu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru că noi trebuie să avem mentalitatea împărăției. Acest gen păgubos în care venim și afirmăm noi, biserica noastră, noi suntem păstrătorii Harului, noi suntem ultimii
care ținem standardul creștinismului. Eu cred că acest gen de gândire este strâmb, este nul și neavenit. Acest lucru nu-L onorează pe Dumnezeu prin nimic. Pentru că nicio biserică nu-și poate permite să spună în granițile acestei denominațiuni se află împărăția lui Dumnezeu. Ce este în afară, nu este. Sau, dar oricum numai la noi este. Cred că acest mod de gândire trebuie să se schimbe. Numai la noi. Nu. Și ceea ce trebuie să știm este că atitudinea pe care noi o avem prin ceea ce spunem și facem, noi îl împărțim pe Hristos. Un lucru trebuie să fie foarte clar. Hristos nu este a bisericii ortodoxe, nu este Hristosul oastei Domnului, nu este Hristosul evanghelicilor, egal toți împreună, ci Biblia ne spune Hristos este a lui Dumnezeu, punct. Repet, Hristos este a lui Dumnezeu. Biserica este totalitatea credincioșilor care sunt născuți din nou, care au auzit Evanghelia, care cred Evanghelia, care au parte de această transformare dumnezeiască și într-un mod conștient și voit ajung la o trăire reală cu Dumnezeu în viața lor, în fiecare zi. Iar Dumnezeu, Duhul Sfânt, care este prezent pe pământ de 2000 de ani încoace, de la Rusalii, într-un mod cât se poate de puternic, nu face altceva decât să se descopere fiecărui om în parte. Cine îl poate controla pe Dumnezeu, Duhul Sfânt? Cine poate să-i spună la biserica aia de acolo nu este? A, că oamenii au făcut din biserică ce au vrut. Asta este altceva. De aceea noi trebuie să ne întoarcem la ce este scris. Și trebuie să clarificăm lucrul acesta. Biserica este munca sufletului lui Iisus Hristos la cruce. Biserica este realitatea jertfei lui Hristos în oameni. Și ce trebuie să știm foarte clar este că biserica este cristocentrică. Repet, biserica este cristocentrică. Aia este biserica. Orice altceva ce nu are pe Hristos ca temelie și centru al ei, nu se numește biserică. Poate să se numească cum vrea. Poate să aibă orice titulatură cultică. Biserica este cristocentrică. Iertați-mă, e o contradicție în termeni. Nu poate exista biserică fără Hristos, fundament și centru, pentru că El este mântuirea și viața. Și dacă avem lumina aceasta, nu mentalitatea parohiei, a cultului, a religiei pe care noi o îmbrățișăm și o ventilăm, ci mentalitatea împărăției lui Dumnezeu, care a venit să locuiască în noi și pe noi să ne ajute să trăim în ea. Nu există, nu există să nu putem să avem unitate în trupul lui Hristos. Aș vrea să fac un mic comentariu aici. Cred că din pricina aceasta Dumnezeu acum restaurează valorile Evangheliei Împărăției, pentru că este temelia unității Bisericii lui Hristos, indiferent de culoare confesională. 100%. Și este temelia pe care ne putem aduna cu toții, să strângem rândurile. Repet din nou acest lucru. Mai cred că aceste separații în denominații diferite și toate aceste bariere care au apărut sunt ca și o consecință a comunismul sub care biserica din România a fost sub așa de mult timp și care a fost amprentată într-un fel, pentru că sistemul comunist a fost marcat de manipulare, control, intimidare, frică și lucrurile acestea oarecum au fost transmise în biserică prin elemente de control, de constrângere, de limitare, de rigoare, exact pentru că cei din afară, sistemul comunist, vreau să controleze ceea ce se întâmplă în biserică. N-au reușit să stingă biserica, dar au încercat să o controleze și să o țină la foc mic. Și ați mai adăugat la aceasta și o restaurare a valorilor bisericii primare. Și bisericile oastea Domnului au fost, în esență, ei organizată în stilul și într-o foarte mare concordanță cu valorile și cu modul de viețuire a bisericii primare. E un decembrie și Claudiu a vorbit despre Iisus Hristos, despre centralitatea lui Iisus Hristos în viețile noastre. Și acum, în decembrie, sigur că îl sărbătorim pe Iisus Hristos și în Biserica Ortodoxă, Iisus Hristos Mântuitorul, El este pruncul din iesle, dincolo de tradiții, dincolo de obiceiuri, de idolatrie de care ați spus. Și mult am vrea să ne și rugăm în final acestei emisiuni pentru un alt fel de Crăciun, un alt fel, un Iisus Hristos Mântuitorul care să fie Mântuitorul vieților noastre. Poate ne puteți vorbi în câteva minute despre Iisus Hristos
din perspectivă ortodoxă, vis-a-vis de apropierea Crăciunului. Da, ați vorbit în emisiuni întregi despre întoarcerea la Dumnezeu prin Iisus Hristos. Înainte de exact la ceea ce se spunea mai înainte și fratele Claudiu, Iisus, vedeți, la un moment dat era la cină undeva și un om îl întreabă, de ce sunt puțini cei ce sunt pe calea mântuirii sau sunt mulți? Și Iisus spune, voi, siliți-vă să fiți voi, să intrați voi pe poarta cea strâmtă. Îl urmează, după înviere, îl ia pe Iisus. Iisus îl ia pe Petru, îl reabilitează, îl ia deoparte și după ei merge Ioan. Și Petru se întoarce și îi spune lui Iisus, zice, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Ce va fi? Iisus îi spune, nu este treaba ta ce va fi cu el, ceea ce te privește pe tine, tu urmează-mă. Ce vreau să spun prin aceasta, oamenii se interesează ce va fi cu tare, ce va fi cu nu știu cine, ce vor fi cu ei. Unde vor fi ei? La stânga, la dreapta? Dar și focusul spre împărăția lui Dumnezeu se ia, se fură. Tu, ceea ce te privește pe tine, omule, tu urmează-mă, tu caută-mă. Și cu tine voi umbla. Și ție-ți voi vorbi. Și pe tine te voi întreba, mă iubești? După ce ai căzut. Vedeți? Petru nu-și cere iertare niciodată. Pe el îl interesează de Ioan. Iisus îl întreabă de 3 ori. De 3 ori s-a lepădat. De 3 ori îl reabilitează. Mă iubești, te iubesc. Dar ce va fi, Doamne, cu Ioan? În loc să spună, Doamne, îmi pare așa de rău că te-am trădat. Doamne, m-am lepădat de tine. Ei, spiritul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos poate avea un impact uriaș atunci când vom avea smerenia necesară în noi încât să spunem, așa ca și Fecioara Maria, care îmi place enorm de mult atitudinea ei, când îngerul, când arhanghelul vine la ea și spune planul lui Dumnezeu, așa cum nouă Dumnezeu ne spune, ne arată planul lui de mântuire și omul îl crede, nu îl crede, îl pune la îndoială, îl refuză, îl acceptă. Femeia, mama Domnului, ea spune așa, vede starea ei și spune în final, iată roaba Domnului. Facă-mi se mie după cuvintele tale. Atitudinea aceasta de a te vedea, de a vedea planul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, că e planul care ți-l aduce ție, ți-l pune ție în față, ți-l pune în ție oameni care au acceptat planul lui Dumnezeu, așa cum Fecioara Maria sau alți mii și milioane de oameni. Planul lui Dumnezeu desăvârșit vrea să fie prin viața ta, prin viața mea. Acceptă-l. Vei vedea frumusețea Raiului, a Împărăției lui Dumnezeu. Tu, om din Biserica Ortodoxă, care eu mă mândresc și mă laud că sunt și mă mândresc cu Biserica Primară și cu sute de ani și cu sfinții și cu martirii și cu mari teologi ai noștri. Dar tu ce faci? Oamenii aceștia au plătit un preț. Tu ce faci? Tu? Și vă rog frumos să mă credeți, când mă gândesc în bisericile noastre, medici, oameni de știință, profesori care ar fi buni, putea fi să fie buni cunoscători ai Evangheliei, ar putea să cunoască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, toți cei care merg la ei, actorii noștri, vorbesc banalități, cântăreții noștri, artiștii noștri, vorbesc cu, nu știu, și acum, deci un an de zile, cânți despre lumea aceasta și plăcerile acestei lumi și acum vii și cânți despre nașterea lui Hristos și îl aduci pe Hristos ca mântuitor al lumii, prin vocea ta, prin cuvintele tale, peste tot în țara aceasta sau în lume. Ei, ție, omule, care știi, care cunoști despre Dumnezeu, care vorbești despre Dumnezeu, care poți, care Dumnezeu ți-a dat har, Dumnezeu te provoacă acum pe tine, pe dumneavoastră, cei din Biserica Ortodoxă, Catolică, oricine e reformată, te provoacă ca să-ți schimbi atitudinea, ca să-ți schimbi viața, ca să lași profanul deoparte și să iai tot ceea ce este dumnezeiesc. Te provoacă prin tot ceea ce face Dumnezeu. E o provocare că te așteaptă, că te vrea. Eu sunt un simplu constructor, un simplu om. Un simplu constructor. N-am studii teologice, am doar pasiunea pentru Scriptură și pentru Împărăția lui Dumnezeu. Ei, dacă eu, un om simplu, pot să fac treaba aceasta, ei, dumneavoastră, ei, cei înțelepți
ai veacului acestuia. Că Dumnezeu a turnat din belșug în ei. Oare cum pot ei? Cât de mult pot ei? Și cât bine pot să facă ei țări acestea? Mai mult decât o rugăciune, provocarea fratelui Victor, pentru cei care... în luna aceasta, cred că ar putea să ia o decizie importantă pentru o schimbare radicală a vieții. E vorba de schimbare radicală, nu o schimbare de moment, doar pentru că este în tonul sărbătorilor, ci trebuie să fie o schimbare radicală pe viață, o decizie pentru viața de acum înainte, pentru fiecare în parte. Am să mai mult să povestim, să trebuie să ieșim câteva minute din emisiune și nu vrem să ratăm această seară fără rugăciune, deși pledoarea fratelui Victor a fost mai mult decât o rugăciune și o provocare majoră, dar vrem să ne și rugăm, să mulțumim Domnului pentru anii de har pe care ne-a dat, pentru posibilitatea ca după 25 de ani să vestim Evanghelia, să vorbim despre Scriptură aici, într-un mediu atât de liber, pe satelit, pe internet. Să mulțumim Domnului pentru această reașezare a României chiar prin alegerile prezidențiale, dar și prin tot felul de lucruri care se întâmplă, care se scutură, care se repoziționează în România. Mulțumim Domnului pentru acest an de har 2014, pentru ceea ce va intra în ziua ce va intra România în anul viitor și să și ne rugăm. Poate Claudia și mai familiarizat cu o rugăciune de program, să și intrăm, să și ne rugăm împreună în unitate cu mii de oameni care ne urmăresc pentru ca România să intre într-un nou sezon și poate ne rugăm și noi cu asta. Nu știu dacă aveți acest gând. Ne rugăm pentru că acest Crăciun să fie un altfel de Crăciun, un Crăciun al revelației Domnului Iisus Hristos. Eventual ne-am putea și ridica în picioare și să ne rugăm pe rând pentru asta, Claudia. Da, ok. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ne închinăm acum Sfântă Treime și te binecuvântăm. Și primul lucru pe care vreau să-l spun acum, Doamne, mulțumim frumos din toată inima pentru toate evenimentele care s-au întâmplat acum 25 de ani. Mulțumim pentru că Tu ne-ai dat libertate. Mulțumim pentru frații noștri care au plătit cu sânge și mulțumim că Tu ești Dumnezeul istoriei care ai condus toate aceste evenimente. Amin. Nu luăm niciun lucru ca fiind un merit personal sau un lucru de apucat, ci pentru toate lucrurile vrem să spunem mulțumim și fii binecuvântat, Tată, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt. Amin. Amin. Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Părinte veșnic, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, te binecuvântăm pentru această vreme de har, de a fi aici, de a fi în locul acesta, de a vorbi deschis despre tine, despre frumusețea împărăției harului pe care tu din plin ai revărsat-o peste România, peste țara noastră, mai ales în vremurile acestea, în anii aceștia, de după Revoluția, de aici, începută la Timișoara, acum 25 de ani. Doamne, te rugăm ca să cobori și pe mai departe harul tău și bunătatea ta peste țara noastră. Amin. Doamne, nu ne lăsa nemântuiți. Nu ne lăsa nemântuiți, Doamne. Trezește conștiințele oamenilor, celor care slujesc în biserică, în biserica din România, la modul general, Doamne. Adu-ți aminte de ei, de toți, Doamne. Tu ai spus, Doamne, că dacă se va bate păstorul, se va risipi turma. Nu lăsa, Doamne, necredință și întunecimea minții în cei care predică, în cei care vorbesc despre Tine. Ajută, Doamne, să vorbească o Evanghelie curată, amin, amin, una frumoasă, amin. Da, una clară, Doamne, așa pe înțelesul fiecăruia, așa ca și Tine, Doamne, să înțeleagă căci biserica este a Ta, căci, Doamne, doar Tu poți să mântuiești, doar Tu poți să ierți. Așa este. De aceea, Doamne, în seara aceasta venim în numele întregii națiuni, noi cei de aici, ridicați înaintea Ta, să ne cerem iertare, Doamne, să cerem iertare, să-ți cerem iertare pentru toate păcatele acestei națiuni, Doamne, pentru toată ignoranța, pentru tot spatele care ți s-a întors în acești ani de zile. Doamne, te rugăm să aduci din nou vremuri de pace, de înviorare, pentru ca puterea Evangheliei Tale să spargă, Doamne, întunericul gros care s-a așezat peste țara aceasta. Doamne, e așa de mult păcat și fără de lege în țara aceasta. Mult păcat, Doamne, multă prostituție, avorturi, divorțuri, multe lucruri care nu-ți plac ție, Doamne. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Te rugăm să ai milă de noi. Doamne, ne pocăim la picioarele crucii Tale în această seară. Și te rugăm să ai milă de poporul acesta, Doamne. Ai milă de poporul acesta, Doamne. Binecuvântat să fie numele Tău, de acum și până în veci de veci. Amin. Amin.
Doamne, Tată, vrem să-ți mulțumim, Doamne, că până aici ai fost cu noi, că ți-ai întors, Doamne, față spre România în ceasul acesta, de această vreme, Doamne, și îți mulțumim pentru această ușă de har pe care a deschis peste țara noastră în această vreme, Doamne. Am vrea, Doamne, să îți spunem că te iubim și alegem astăzi să ne predăm total ție, Dumnezeu meu, și vrem să ne învoim cu toți cei care ne urmăresc și să spunem, Doamne, că ne închinăm ție, Dumnezeu meu, și chemăm numele Tău, Doamne Iisuse, peste această țară, peste această națiune. Chemăm puterea Ta de mântuire, Doamne, și de eliberare peste această națiune, de toată puterea întunericului, în numele Domnului Iisus. Și Te rugăm, Doamne, ca prin puterea sângelui Tău, Doamne Iisuse, care s-a vărsat la Calvar, națiunea aceasta, Doamne, să fie eliberată, să fie mântuită, să fie curățită de păcate, Doamne. Și Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus. Da, și în unitate cu cei care ne urmăresc, Doamne, ca și credincioși simpli în trupul Tău din România, Doamne, din diverse medii, Doamne, creștine, Doamne, împreună cu fratele Victor din zona ortodoxă, împreună cu fratele Claudiu, cu Mirela, cu cei care ne urmăresc din toate confesiunile, Doamne, Doamne, spunem că România Ți-aparține, Doamne. Amin. Și că Tu, Doamne, de acest Crăciun care vrem să fie altfel, Doamne, Tu revii în România, Doamne, atât în inimile noastre, Doamne, atât în casele noastre, în bisericile în care facem parte, cât și în națiunea română, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această repoziționare a României, Doamne, pe toate palierele, Doamne, care Tu o faci în acest an. Mulțumim, Doamne, pentru traiectoria nouă pe care Tu ai dat-o în luna noiembrie acestei țări, Doamne, și spunem că dorim să intrăm, să pășim pe această ușă de har pe care Tu o deschizi națiunii române, Doamne. Și credem promisiunea Tale mare pe care Tu l-ai pentru națiunea română, Doamne, indiferent că este între granițele acestei țări sau dincolo, până la marginea pământului, Doamne. Pentru președintele nou ales, Doamne, al României, Doamne, Klaus Iohannis, ne rugăm pentru el și soția lui și ne rugăm pentru consilierii care vor fi în jurul lui. Doamne, Te rugăm să pui în jurul lui oameni înțelepți și lui să dai înțelepciune, Doamne. Cerem binecuvântarea Ta peste el. Cerem binecuvântarea prin el țara noastră, Doamne, să fie ridicată din, Doamne, din noroiul acesta în care s-a adâncit anii aceștia, Doamne. La nivelul cel mai înalt, Doamne, ne rugăm pentru cei care vor conduce județele noastre, orașele, comunele noastre, biserica Ta din România. Amin. În numele Domnului Iisus ne rugăm, Tată din cer, și credem că Tu vei lucra, Doamne. Amin. Claudiu, poate te vrei să mai rogi pentru predicarea evanghelică putere în sezonul următor. În numele Domnului Iisus ne închinăm și stăm împreună cu toți aceia care se uită acum la televizor și sunt împreună cu noi în Duhul și strigăm către Tine. În bunătatea Ta de Dumnezeu, unge fiecare slujitor al Evangheliei Tale. Cerem o ungere îndoită, Doamne, peste viața fiecăruia, pentru o integritate deosebită în duh, suflet și trup, în trăirea cu Tine în fiecare zi. Și apoi ne rugăm ca Duhul Sfânt să ungă fiecare slujitor, pentru ca Evanghelia să fie predicată în putere, cu înțelepciune și pricepere dumnezeiască, însoțită de puterea și de dovada dată de Duhul Sfânt, prin semne, puteri și minuni și felurite daruri ale Duhului Sfânt, după cuvântul Tău și după bogăția harului și îndurării Tale. Tată, în numele Domnului Iisus, lasă binecuvântarea Ta peste robii Tăi, după cuvântul Tău și după harul Tău. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și, Doamne, aș vrea să mă rog acum pentru oamenii rugăciunii. Te rugăm, Doamne, în numele Domnului Iisus, să torni un duh de rugăciune și de mijlocire peste poporul Tău din România, într-un mod special, într-un mod supranatural. În numele Domnului Iisus, mă rog, Doamne, pentru focul mijlocirii să fie aprins în inimile românilor, Doamne, ca niciodată până acum, Doamne, oamenii Tăi, Doamne, care să stea pe meterezele acestei națiuni, Doamne, mă rog să-i ridici Tu în vremea aceasta, să fie cu adevărat, Doamne, acei oameni care mijlocesc, care cheamă numele Tău peste națiune, care stau de strajă, Doamne, și care veghează ca porțile acestei națiuni să nu mai fie nimicite în numele Domnului Iisus. Și am vrea, Doamne, astăzi, în această seară, Doamne, să declarăm porțile României, amin, că se deschid astăzi, amin, pentru Împăratul, amin, Slavei, amin, Iisus Hristos, amin, Domnul, Împăratul Slavei. Doamne, ești binevenit, Iisuse Hristoase, în țara noastră, amin, și chemăm numele Tău, Iisuse, peste România, amin, în acest ceas, Doamne. Amin. Doamne, despărțiți de Tine nu putem face nimic, amin, dar cu Tine putem face absolut totul, Doamne, pentru că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Iisuse, Doamne, chemăm numele Tău, Iisuse, peste România, amin, și porțile României, Doamne, se deschid astăzi pentru Împăratul Slavei și îți mulțumim, Doamne, că numele Tău, Doamne, și prezența Ta, Doamne, inundă România, Doamne, amin, și nu ne mai lași singuri, Doamne, și, Doamne, împreună cu Tine vom merge până la capăt. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Frate Victor, poate o rugăciune specific pentru
frații ortodoxi. Nu știu exact dacă ai... Doamne, mă rog pentru Patriarhul României. Da, Doamne. Mă rog pentru toți mitropoliții noștri din România și de peste hotare, pentru episcopi. Mă rog pentru preoți, mă rog pentru profesorii de teologie, mă rog pentru teologi, pentru studenți, pentru cei care vor deveni preoți în România, în țara noastră. Mă rog pentru toți, Doamne, să-i binecuvintezi, Doamne. Amin. Să, amin. Atunci când vor fi în fața oamenilor, să înțeleagă, Doamne, că într-o zi vor da socoteală de Evanghelia pe care au vorbit-o, Doamne, pe care au spus-o României, oamenilor pe care Tu ai lăsat să fie păstoriți de către ei. Mă rog, Doamne, să le iluminezi mintea lor cu înțelepciune, cu amin, Duhul Sfânt, amin. Doamne. Da, Doamne. Duhul Sfânt, Doamne, care să, prin care țara aceasta, poporul acesta, Doamne, să fie un popor sfânt, amin. Un popor al Tău, Doamne, amin. Un popor binecuvântat, un popor care binecuvântările cerului să coboare peste el. Așa-te, Doamne, leagă-ne așa-te. Inima nouă celor din Biserica Ortodoxă de Tine, mai mult amin, de Tine. Amin, amin. Leagă-ne inima, Te rugăm, mai mult de Tine. Îndreaptă-ne Tu, Doamne, și vom fi îndreptați. Călăuzește-ne Tu și vom fi călăuziți, Doamne. Duhule Sfânt, Te rugăm să faci această trezire amin. Din nou în amin. Țara noastră, amin. În biserica noastră, te rugăm, în neamul nostru, Doamne. Avem nevoie de Tine, Duhule da, Sfânt. Da, da. Să lucrezi Tu, Doamne, prin preoți noștri, prin episcop și prin cei care călăuzesc Biserica Ortodoxă și cea greco-catolică și biserice protestante și neoprotestante, pentru toți cei care sunt învățători, cei care sunt slujitori în împărăția Ta. Doamne, ajută-ne să ne rugăm unii pentru alții, să ne acceptăm unii amin, pe alții amin. Și să se facă voia Ta, Doamne, așa cum vrei Tu să se facă în țara aceasta. Te binecuvântăm și credem că Tu vei face mai mult decât da, cerem noi. Mulțumim, credem, Doamne, că Tu vei trezi România la o viață amin, curată, amin, la o viață nouă, da, una lipită da, de Tine. Mă rog să dai revelații noi, Doamne, amin. Preoților din țara aceasta. Mă rog, Doamne, să dai revelații pentru ca Evanghelia Ta, Doamne, Evanghelia Ta să atingă orice, orice păcat, orice fără de lege, oamenii să se nască din nou, oamenii amin, să se schimbe, amin, să se transforme, să fie oamenii ai Tăi, oameni care vor moșteni într-o zi împărăția Ta. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Amin. Să închem acest moment de rugăciune, Claudiu, poate binecuvântez lucrarea Alfa Omega, cei din studio, cei din regia tehnică, cei din grupa de rugăciune și după aceea să mă rog și eu în final. Cu dragă inimă. Doamne, pentru că Tu ai adus în ființă această lucrare, Te rugăm acum să-Ți pui mâna Ta peste ea. Amin. Pentru toți anii parcurși până acum, îți spunem din toată inima, mulțumim frumos. A fost mâna Ta, harul Tău și purtarea Ta de grijă. Nu dorim altceva decât în continuare să-Ți întinzi mâna și tot ceea ce ai lucrat până acum să continui să lucrezi, așa cum numai Tu știi și cum numai Tu poți. Doamne, revarsă-ți harul Tău peste fiecare suflet care este implicat în această lucrare. Binecuvintează-i în duh, în suflet și în trup. Binecuvintează-le familiile, binecuvintează-le finanțele, binecuvintează resursele pentru această lucrare și fă ca îndurarea Ta de Dumnezeu să curgă cu putere peste locul acesta și peste fiecare suflet în parte. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu pentru acești 20 de ani de slujire amin. Prin media creștină amin. În Alfa Omega, Doamne. Te rog să binecuvântezi, Doamne, pe fiecare care într-un moment al istoriei a fost într-un fel sau într-altul parte din această lucrare. Amin. Și chiar acum te rog să binecuvântezi pe toți cei care ne urmăresc și care amin. Sunt alături amin. De noi în rugăciune sau un sprijin sau un suport, Doamne. Te rog să le mulțești, să-i răsplătești, să-i atingi. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu vei crește, Doamne, ungerea peste lucrarea Alfa Omega. Te de canal, te de resurse, Doamne. Amin. Și împreună cu națiunea aceasta, împreună cu copiii tăi din România, vrem și noi să intrăm și spunem da, Alfa Omega intră într-un nou sezon de slujire prin media creștină. Da, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog, Doamne, și noi dedicăm și punem la picioarele Tale acest sfârșit de an canalul Alfa Omega, lucrarea Alfa Omega în întregime. Și spunem, îți aparține, amin, îți poartă amin, numele, Doamne, și vrea să facă lucrarea Ta de la un capăt la celălalt. Vrea să fie, Doamne, lumină în întuneric, așa cum Tu ne-ai spus, Doamne, vrea să fie și trebuie să fie pe mai departe o trâmbiță, un far până amin. La cea de-a doua venire a Ta, Iisuse Hristoase. Îți mulțumesc, Doamne, că Alfa Omega, Doamne, va fi accesibil, așa cum ne rugăm, în sezonul următor, fiecărui român, indiferent unde este plasat, în România, amin, amin. În diaspora românească și până la marginile pământului.
În numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, și mulțumesc pentru fiecare invitat care pe parcursul acestor 20 de ani a fost parte din lucrarea Alfa Omega. Mulțumesc pentru cei doi invitați, Doamne, pentru denominațiunile pe care le reprezintă. Doamne, te rog să-i binecuvântezi, Doamne. Și mă rog ca pe fiecare care va păși în acest studio să simtă prezența Duhului Tău cel Sfânt și să fie un instrument viu în mâna Ta. Mulțumesc pentru toți colegii, Doamne, care sunt în acest sezon parte din lucrarea Alfa Omega. Te rog să-i atingi, să răspătești, să-i ridici. Mulțumesc pentru suportul în rugăciune, Doamne, din partea mijlocitorilor de aici și de peste. Te rog să-i ridici, să-i răspătești, Doamne, și să-i le dai o bucurie, să răspătești mai mult decât putem noi să cerem. Mulțumesc și pentru soția mea, pentru familia noastră, Doamne. Doamne. Mulțumesc, Doamne, că îmi întărești, Doamne, umblarea în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă mulțumesc pentru acest timp care am avut împreună, un timp special, o regie divină, știu că a fost împotriviri, ca să fiți aici aparte alături de noi și mulțumesc și eu colegilor care sunt în platou alături, nu-i vedeți, sunt patru cameramani și mai mulți în regia tehnică, n-am cum să le spun numele și surorile de la mijlocire și mă rog ca Dumnezeu să aducă un an cu totul special și să răspundă acestor rugăciuni care au fost făcute din acest loc, acest lucru ne-a spus Dumnezeu, să vă răspunde rugăciunile făcute cu pasiune și cu onestitate din acest loc. Aceasta a fost o ediție specială, Lumină în Întuneric, de sfârșit de an, o emisiune în care am vrut să luăm pulsul spiritual al României, să vedem cum a lucrat Domnul în România în acest an, dar mai ales în acest sezon de har pe care l-a marcat, cred eu, prin această emisiune. Vă dorim la mulți ani, niște sărbători ca niciodată până acum. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos să fie Domn al vieților multora dintre cei care ne-ați urmărit astăzi și să fie Domn al României, așa cum ne-am rugat. Mulțumesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dușman.